dorește să fie pusă, de ce dorește Parlamentul European, de ce doresc anumiți eurodeputați, de ce dorește Comisia să fie pusă țara mea la colț. Pentru că nu vrea să accepte să fie țară de mâna a doua. Pentru că vreți să ne dați rețete care nu le aplicați în țara dumneavoastră. De ce nu exportați ceea ce ne puneți în rezoluție la dumneavoastră acasă? De ce intrați în subsidiaritate? În ce țară s-a mai amestecat Uniunea Europeană la schimbarea unui șef de instituție? De ce trebuie să raportăm noi când se schimbă constituțional un șef de instituție? Fie el și procurorul general. S-a creat o criză, s-a creat o țară a procurorilor. Lăsați-ne în pace. Vrem să ne apărăm cetățenii, vrem să se respecte tratatul. Noi, România, nu am încălcat tratatul. În schimb, Uniunea Europeană încalcă tratatul și regulamentul Schengen. Nu ne lăsați în spațiu Schengen. Deși nu avem garduri, nu avem jurnaliști omorâți, corupția. Nu noi suntem, nu România este în grupul celor 9 state în care acum este cea mai mare corupție din istoria Uniunii Europene. De ce nu se aplică aceeași unitate de măsură? Sunt revoltată și consider că este o nedreptate pentru țara mea și pentru cetățenii mei.